Etapa 27 din Liga Secundă la fotbal a avut parte de o vreme potrivnică. Ploaie și vânt pe toate stadioanele unde au fost programate meciuri. La Navodar, pe stadionul Flacăra, s-au întâlnit Săgeata și Calatis Mangalia. După un meci echilibrat, partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-0. Golurile au fost marcate în repriza secundă de Chițu, minutul 55 din 11 metri, și Dorel Zaharia, minutul 66. În urma acestei victorii, echipa pregătită de Aurel Șunda acumulează 49 de puncte și se menține pe locul 4. În celelalte meciuri din Seria Est s-au consemnat rezultatele: CF Brăila, CS Otopeni 4-0, Farul Constanța, Gloria Buzău 4-1, Astra 2, Viitorul Constanța 0-5, Dinamo 2, Delta Tulcea 2-2. CSMS Iași și Dunărea Galați au câștigat la masă verde meciurile cu Victoria Brănești și respectiv FC Snagov. În clasament, ordinea primelor locuri este următoarea: lider Viitorul Constanța 54 de puncte, locul 2 CSMS Iași 52, pe 3 Delta Tulcea 50, iar pe 4 Săgeata Navodar cu 49 de puncte.